E o situație mai complicată, pentru că acum ajunge feriul în port și avem 11 minute jumate, cam aproximativ, până la celălalt feri și avem 17 km și două localități. Deci nu știu dacă o să reușim, că nu sunt sincronizate între ele, sunt foarte prost sincronizate. M-am zis și ăsta, l-am pierdut cu 2 minute, să zic. Înainte să ajungem noi, el atunci plecase. Deci e super prost. Măcar mă 5-10 minute lasă-l un pic între ele. Să aibă omul timp. Da, ne-au rămas 11 minute jumate. Cursa începe acum. Și mai avem un italian cu noi. Da, ziua bună. Pentru că astăzi este următoarea zi din tura noastră din Norvegia, adică ziua 21 în ce ne-am trezit. Ai 23 iulie și ăsta este motivul pentru care am ales să stăm la căbănuță. Momentan e foarte, foarte light. De dimineață fă mult mai rău și spre seară vine și mai rău. Da, bună dimineața. Pe cine avem noi aici? Aici, fac traseu. Acum căutam aici adresa unde avem de mers astăzi. Ce zi e azi? 22 și 24 iulie și mă uitam acum, căutam adresa că Marina Moldovan și soțul ei ne-au invitat la ei acasă, așa că le mulțumim frumos pe această cale. Mulțumim! Mi-au lăsat aseară adresa și o să mergem la Brønnøysund. Avem vreo 330 de kilometri până acolo, dar alegem varianta de coastă, deci o să dureze mult. Doar pe drum ne arată vreo 8 ore, cu tot cu opriri, cu ce mai facem noi, sigur o să fie o zi de 10-12 ore. Imediat e ora 9, așa că o să avem de tras pentru că o să ne prindă, am vrut să zic seara, da? O să ne prindă orele târzii astăzi pe când ajungem la ei. Va fi o zi faină, ploaia s-a oprit, a trecut, într-adevăr încă este norat, dar nu mai sunt ori de ploaie. Pe Transalp trebuie să punem cutiile și în principiu suntem gata de drum. Am părăsit Reipa Camping, chiar o locație foarte faină, aici am stat două nopți la căsuță cu 110 euro. Inițial am zis că o să stăm la cort aici două nopți cu 50 de euro, doar că ne-am uitat la prognoza meteo și arăta vreme foarte urâtă. Într-adevăr a plouat, cred că 24 de ore într-una. Azi dimineața s-a oprit ploaia pe la vreo 4. Iar acum e timpul să ne pornim la drum, avem aproximativ 330 de km până la Brønnøysund, unde ne așteaptă Marina Moldovan și soțul ei, așa că le mulțumim foarte frumos. Dar va fi o zi lungă. Suntem chiar pe coastă, în dreapta noastră este Marea Nordului și în stânga avem niște peisaje chiar superbe, acum îmbrăcate în norii ăștia, jos, așa ca o ceață. Am vrut să ridic dronul acum de dimineață aici la camping, dar nu am mai făcut-o, nu știu de ce, cred că din lipsă de timp și de nervi. Uite-l pe Johnny acolo cum tunde iarba singur. Chiar frumos. Oare să oprim la benzinăria asta aici? Pare că e ok înăuntru. Da, cred că găsim ce avem nevoie aici. Mai bun, hai să alimentăm, să ne luăm ceva de ciugulit și să mergem mai departe. Am alimentat chiar la intrare în Ornes. Uite, aici erau niște mici magazine, dar știu, intrăm aici? Păi pizza, dacă vrei să avem pentru micul de... Hai să luăm pâine atunci, că avem cumpărate de ieri ceva chestii, ceva fel de șuncă cu cașcaval, cu roșii, cu ardei. Hai că am făcut din peco până aici 200 de metri. Acum, noi am zis că nu ne mai plângem de prețuri, dar sunt două cornuri
18 lei. Aia e vreo 4 euro. Uite-te, 17,55. Omule, îți dau cornuri. Păi, mamă, și ca o cafea la Peco, sincer. Adică... Și vorbim de supermarket, de Spar, deci nu patiserii fancy. Cornul ăsta, în general, e 2 lei maxim. Așa, în general. Și cred că și dacă te duci pe în țările astea, Austria și astea... Hai să fie 5 lei. Na, în fine, ca idee, deci na, nu e vorba că ne plângem, dar să fiți conștienți. Veniți în Norvegia, e belirea cariciului. E foarte, foarte scump tot. Deci nu e că faci figuri. Mă, omule, vrei să mănci pită? Pită goală, corn. Te rupe. Astea erau singurile care erau pită simplă, în rest era... Na, e nebunie, pe scurt. Muntele ăsta din față continuă să ne surprindă cum e îmbrăcat în nori. Ce bine arată. Mie îmi place atmosfera asta de dimineață, așa. Și temperatura e bună, 15 grade. Putea fi mai rău. Uite aici, sunt pescarii de dimineață la treabă. Ne întâmpină din spate un grup de motocicliști. Uitați în oglindă cum vin. Sunt vreo 4 sau 5. Hai să-i las să treacă. Hai, mai vin încă 2. 3. Hai, ce peisaj. Uitați acolo cu motocicliștii în față și cu norii aia, cu apa, cu... Ai. Așa da. Bă, deci ce grup imens de motocicliști. În fața noastră deja 7 sau 6. Și acum văd în oglindă, nu știu, cred că încă 10 cel puțin. Și noi ne-am infiltrat așa printre ei, tot lasă treacă câte unul. Na, vezi în ce nimerim? Fără să vrem, uite. Dar se duc super frumos, aici avem limită de 80 și ei se duc cu 70. Ca să apuce fiecare să vină frumos, să se regrupeze. Nu știu, e fain așa în grup, dar mi se pare un pic stresant. Tot timpul trebuie să fii atent, să ai grijă și la ăla din față, ăla din spate să nu se urce pe tine în caz de ceva. Uite aici, mă, oameni buni, uite aici, mă, uite-te tu cu ochii tăi. Mai cât e un tunel din ăsta de 2-3 km, așa pe parcurs, să nu ne plictisim. Acum temperatura e aproape aceeași. Afară-s 15, aici-s cam 13. Nu se simte mare diferență. Dar e șmecher tunelul ăsta, că tot e în curbe. Asta e și în urcare, și în curbă. Acum luăm o curbă la dreapta. Destul de ca lumea. Profesioniști norvegieni ăștia, deci au la tuneluri incredibil. La noi cred că cel mai lung tunel era ăla, parcă de pe Transfăgărășan. Deci din alea aici, nu vreau să exagerez, sigur că sunt mii de tuneluri, mii. Hai să vedem ce ne așteaptă afară din el. Un munte, n-am dat într-o stâncă. Ah, mă scuzați, intrăm în altul. Care are doar 7,6 km are. Au, au, au. Bine, opresc și ne vedem. Uai, cât ne-am dorit să ieșim din tunelul ăla de 8 km. Chiar a fost frigă, a fost 12 grade în el. Și după ce am ieșit, uitați ce avem în stânga. Să trec un pic de vegetația asta. Iar niște munți acoperiți în nori. Wow! Eu zic că e un peisaj de poveste. Uitați cum duce drumul ăla. Superb! Ne întoarcem aici în parcare. Asta că am ratat-o. Și între timp vin și toți motocicliștii. Că am văzut acolo un ghețar. Trebuie să dronim. Hai cât e de frumos. Mergem acolo lângă motocicliști. Sau mergem, uite aici. Am oprit și aici, facem și pauză de mic dejun. Imediat o să ridic drona, iar acolo în spate
vedeți ghețarul pe care o să-l subexpun și vi-l arăt mai fain imediat. Chiar e un peisaj spectaculos pentru a lua micul dejun, romantic, copită de 4 euro. Adevărul că nici nu prea e. Nici nu e nimic de ea. Da. No. Bine, terminăm de mâncat și mergem. Hai da, mâncă pruncule. Mânc. Aici ai ceva parcare mai principală, uite ceva tur cu barca. De unde se vede tot Ghețarul, ambele. Ai ce frumos. Uite, aici oprește lumea în parcare, poți să stai peste noapte. Hai că omul nu știe în ce direcție vrea să se oprească. Mai 700 de metri până la ferry, dar numai ce-au plecat. Oricum e distanță mică, sperăm că se întoarce repede. O să luăm ferry de la Axcardet la Foroi, sau Furoi, cum se pronunță. L-am ratat cu câteva minute. Nu, e bine că vine el înapoi. Uite-l cum se duce nebunul. Avem și un motociclist, aici mai stăm chiar la povești. Și totul va fi bine. E din Finlanda, omul. E primă nur de Finlanda pe care îl văd. Hello. First number for Finland that I saw. Okay. On the road. Yep. A lot of Swedish but not Finland. Where are you? Romania. Excuse me? Romania. Romania. Okay. Yes. A bit far away from here. Yep. Yeah. All right. It's just going. Yes. It's not the first time. Couple of minutes. We are used to. Couple of minutes. Yes. Okay, but it's short way, maybe 10 minutes, 15 minutes and okay. Come back. Yeah, yeah, I don't know. But now, not rain. The weather is perfect. Yes. Yesterday it doesn't work. We stay at the cabin yesterday. Oh. All day I just edit and we slept and... I drove it was all day. Yes? And evening in hotel. Ah, okay. I'm so wet. Everything. I can imagine. It's not funny. but it doesn't matter. You didn't watch the rain forecast or you didn't mind? No, I didn't. I don't care. Well, perfect. If raining, I... That's the spirit. Yes. I try and drive in mm-hmm. train. Oh. Okay, then we wait. Yep. După cum bine ne-au obișnuit Norvegia și feriurile ei, le ratez așa la mustață. Dar nu-i problemă, că așteptăm. Vremea e bună. Feriul nostru a ajuns. Cred că am așteptat vreo 15 minute. E distanța mică, una, două îl face, dar e doar un feri, nu-s două. Nu-i unul pleacă, unul vine. E doar unul care face ruta. În ziua de astăzi cred că avem 5 în total. Mulțumim lui băiat. Acum ne parcăm, să fie iar efectul de cutremur. Trebuie să țin tare de motor. Hai că sper că e profi omul și o parchează gentil.
Asta e cel mai urât moment cu feriurile astea micuțe. Aterizarea asta, parcarea. Omul așteaptă să deschidă poarta de debarcare. Gata. Primarul iasă pietonii. Thank you, bye. Bun. Continuăm. Spre al doilea feri, cum ar veni. Aici, stânga, pe drumul principal. Vine mașină. Cred că următorul feri e ăla la Jektvik, 28 de kilometri de aici. Ce-mi place cum se vede muntele ăla. Norie, frumos. Da, uitați cum și arată pe hartă, 27 de kilometri până la următorul feri. Oi, 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 tunel de 3,2 kilometri. Cât e de fain și ăsta. Și că e tunel de trenuri. E cumva așa mult mai fain finisat și drept și cu lumina asta pe mijloc. Ce interesant e. Avem primele tentative de rază de soare pe astăzi cu o temperatură de 16-17 grade și mai avem 500 de metri până la ferii numărul 2 pe ziua de azi. Din Jektvik la Kilbog. O distanță scurtă iară. Să vedem unde e feriu. Că nu cred că e în port. Părea gol. Nu-i nimeni aici. Nici nu se vede pe apă. Așteptăm. Hai că lumea a coborât. Și acum? Și noi? No, ne-au întrebat pe băia câte motoare suntem. Hai să vedem în dreapta. Are. Hai să mergem afară pe dec. Să ieșim la aer. Geaca ne-am lăsat-o la motor, cred că se ne bate un frig. Uai ce bate vântul. Wait, I help you. Wait. It's too expensive the coffee to drop it. Thank you. Bate vântul, dar e frumos. M-abia am putut să aleg Transalpul cum trebuie, dar sper să fie ok. Bine, nu o să ne mai auzim că bate vântul. Vă arăt un pic peisajul și ne băgăm înăuntru. Călătoria asta cu ferii, cred că durează cam o oră 20. E fain. Acum au vorbit.
vorbit capitanul și ne-a zis că trecem iară pe la Arctic Circle, pe la punctul ăla de cât era, 66,33 de grade. Și zicea că ceva semne mare puse undeva și le vedem. Foarte tare, faza cu soarele, că nu mai apune decât rămâne pe cer așa numai un pic. Da, cât timpul verii și da, foarte interesantă faza. E puțin ciudat că ne oprim pe partea aia la alta acum. Știi că se face un mic stop. Suntem în Alderwick și după aia ceva cu nu știu ce, Sunfjord, Sorfjord și după aia trebuie să ajungem dincolo la partea noastră. Avem treabă cu Kilbog. Habar nu am ce să petrece, trebuie să așteptăm. Azi e zidă, plimbat cu ferry. Trebuia să mergem jos, să vedem, trebuie să iasă cineva de acolo. Ei, l-a lăsat pe domnul ăla cu tiguanul în față. Să urce primul, a urcat un tiguan negru și cred că pe ăla îl las acum aici și după aia noi continuăm. Sigurate așa e. Am ieșit din nebunia ai feriului. Salutare, oameni faini. Na, ne-am făcut ruta 224 de kilometri încă pe azi și alte 3 feriuri. Deci nu știu cât ne-a luat sincer feriul ăsta, cred că 2 ore jumate. Toată nebunia cu așteptat și cu tot sistemul. Dar e fain. Vezi, pentru mine asta e Norvegia. Feriuri, coastă, drumuri faine, nebunii, nu plictiseală, drumuri mari, frumos, asta chiar îmi place, chiar e fain. Ne așteaptă iar un tunel, ai numai 500 de metri. Hai să vedem ce peisaj ne așteaptă dincolo de el. Am niște munți, niște apă și vreme bună. Ce e aici atâta lume? Oh, 4 microbuse. Urmează un tunel de 2 km. Frumos iluminat. Ce interesant e bucata asta aici, uitați, cu casa aia acolo. E un port cu alte căsuțe mici și ai muntele ăsta întreg. Băi, frumos! De partea asta la altă, un alt munte cu niște nori mai întunecați, dar nu-s de ploaie. Sunt numai așa să arate bine. Partea asta de Norvegia, coasta asta de aici, e Norvegia rurală, Norvegia sălbatică și drumurile sunt mai înguste, sunt un pic așa mai proaste, se vede că e mai uitat de lume cumva. Dar e frumos, e fain. Uitați-vă în față, vă rog, la peisajul ăla. Desprins din filme. Deci vremea de astăzi cu norii ăia acum ajută mult. Tot peisajul. Deci mai avem pe azi vreo 3 feriuri. 3 sau 4, că la un moment dat am văzut undeva că e o rută directă sau te trece pe partea asta, altă te duci un pic pe drum și iar îl treci. Trebuie să vedem. La 3 sigur mai avem azi. Suntem undeva la altitudine. Vai, cum se vede marea și muntele ăsta arit de stâncă în dreapta noastră. Dar marea încolo, în față. Wow! Am urcat până aici bine de tot ultimii kilometri. Suntem un
grup de motocicliști cu niște polonezi, cu jeepurile, jeepuri din alea imense, numai Toyota, Land Cruiser și din alea. Uai, dar ce frumos îi! Și s-au răcorit de la 17 grade la 13, că suntem aici sus la altitudine, bate și vântul. Hai că-i fac semnul ăsta cu jeepul să treacă, dacă vrea. Hai să se ducă la gașca lui, că eu nu mă grăbesc. Păi ce fain-s. Rangeri din Polonia. Sunt 7-8 jeepuri din astea. Imediat încep coborârile, că văd aici pe hartă, uită pe Carburide cum arată prin Google Maps. Traseu frumos. Ce curbe faine vin. Uite, 9% coborâre în următorii 4 km. Wow, peisajul ăla în față e nebunie. Uite, oile. Pa, oițele. Oare se mai vede peisajul acum aici în curbă, da? Am ajuns în localitatea Nesna. Iar de aici ne mai dă aproape 4 ore până la Bonyosund, 136 de kilometri, asta pentru că mai avem vreo 3 ferii de luat. Iar următorul ferii este la 500 de metri de aici, din Nesna la Levang, și e a treia bucată de ferii pe ziua de azi. Să vedem cum stăm cu norocul, dacă avem ferii sau nu avem. Unul îi în port, care nu-mi dau seama care acum ajunge din ce văd, dar pare foarte aglomerat. Pare foarte aglomerat, dar ne ducem în față că suntem cu motorul. Să vedem ce se întâmplă. Nu-s chiar așa mulți. Cred că avem noroc cu motorul. Să ne lase în față. Următorul ferry de aici e de-abia peste o oră. Deci azi ne rupe așteptatul. Acum e ora 4 fix și abia la 5 e următorul. Că noi trebuie să mergem la Levanda. Și de aici sunt mai multe curse. Și cursa noastră e abia peste o oră. Bine, mai avem un mic dejun de dimineață. Ne-a rămas un pic din corn și din astea le împărțim. Da, să rup. Rupe tu așa, cu curaj. Ala-i tati. Avem niște roșii. E perfect. Ne auzim. Am așteptat fix o oră să revină feriu. Și acum urcăm pe el și ne continuăm drumul. No, ne-am adunat toți motoriștii la un loc. Am ajuns de partea cealaltă și am ieșit primii și ne-am dus. Cam fost câteva motoare adunate iară. Bine, hai să mergem încă 127 de kilometri, 3 ore și 10, cu încă două treceri de ferry. O zi super lungă, dar nu neapărat grea, că nu am făcut mare lucru, atâta că am tot așteptat. Da, uite că am mai socializat cu motocicliști din Norvegia, din Finlanda, din Germania, din Elveția ne-am întâlnit. Foarte fain să mai schimbi o vorbă. Aici toată lumea face dreapta. Liber. Ce gaz are. GS-ul 1200, model 2013, ca alu frate mi-a luat. Exact varianta aia lui. E un cuplu de aici, din Norvegia, de lângă Oslo. S-a plecat de 2 săptămâni, s-au dus până la Nordkap. Și exact ce vă spuneam, s-au dus și au prins ceață, au zis că n-au văzut 20 de metri în față. Efectiv, au ajuns acolo, s-au întors. Acum văd aici pe hartă
că după această curbă ne apare un pod imens. Wow, 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 wow. Ce frumos. Așa da. Și în dreapta insulă. Și în stânga, mamă, cum se vede. Ce interesant. Și uite cum coboară acum dintr-o dată așa. Chiar surprins, plăcut. Da, încolo, cum se vede, e ora 6, uite unde încă-i soarele sus. Asta da, pot, chiar foarte frumos. La asta chiar nu mă așteptam să vină. A fost o surpriză plăcută. Uite, aeroportul din Stoka. Chiar era un avion în așteptare și e lumea la îmbarcare. Uite-l la verde. Mamă, ce vreme faină s-a făcut în zona asta. 18 grade. Deja mi-e un pic cald. Încă 85 de kilometri, 2 ore jumate. Și în 27 de kilometri ajungem la ferry. La al patrulea pe ziua de azi din 5. Plin de animale. Uite aici sunt vaci. Mai înainte erau oile. Era să îmi taie una calea urât de tot. Uite mă. Uite câte... câte felii de burger. Mai avem 2,5 km până la ferry de la Kyoto la Forvik, care teoretic o să fie o cursă scurtă și de acolo am înțeles că ar mai fi vreo 20 de minute pe drum și luăm ultimul ferry pe ziua de azi. Ferry-ul din Kyoto. Acum vine ferry, uite-l. Hai să ne punem pe linia 1. Oare ne duce numai pe noi? Acolo-i feriul nostru, cum a plecat, uite-l! Cum dispare! Asta este, îl așteptăm să vină înapoi. N-avem de ales. Și dus-i! Nu-i mai! O, ajuns înapoi, uite acum debarchează. A durat 50 de minute până a venit înapoi. Dar am stat aici. Am povestit cu niște nemți, cu Venus. Au trecut timpul. Acum se golește feriu. Uite, plin de caravane. Am văzut niște motocicliști chiar acolo, în dreapta, înghesuiți. Uite ce faină, pensionari, mâtele, 80-90 de ani. Bravo lor, bă, și umblă lumea. Oh, bravo lor, ștresc ca patra tinerețe. Uite, alții. Uite cât de bătrâni. Oh, la vârsta asta au și bani de umblat. Și timp, ai. De-aia trebuie să umblăm noi cât putem acum. Până avem forță în țâță. Uite, motoriștii. Vă salută tata. Uite aici un Fiat fain. Na, cu din asta să călătorești lumea, bă, băiatul. Uite aici. Ai, ce tare. Chiar e fain când vezi așa oamenii cu vechituri din astea. Da. Deci nu cred, deja că vedeți cum se uită câinele ăla. L-au lăsat în mașină. Atât ai de drăguț. Uite-o. Doamne, ce față are mor. Păi slăbănou, că l-am văzut, e fin. Am uitat să filmez intrarea în ferry, dar vă arăt imediat ce e pe aici. Suntem iar în față primii, aici în dreapta. Deci îmi place de... Uite-te, te rog, cum se uită la mine, că nebunesc. Deci uite-te că... Hai că am urcat sus și până avem soarele aici. Ne uităm să vedem, nu găsim o înghețată sau ceva. Bună, ne plimbăm. N-ai cu autoservire? E faină. Ceva simplu, Snickers s-a mâncat azi, nu mai vrem? Hai să luăm un sandwich din ăla. Că ales cu fructe, nu așa. Na, ce vrei. Hai să vedem.
să te oprim. Am așteptat să vină cineva să ne încaseze, dar a fost cu autoservire. Ne-am scanat, am plătit cu cardul, 32 de coroane, vreo 2 euro jumate o înghețată. Și aia e, hai că merg afară pe bord. Trebuie să vedem ce fain e. Oh, ce sandwich din ăsta, uite. Ce faină e vremea. Impecabilă s-a făcut. Ce culoare are stânca aia față de restul. Ce bună e înghețată aici, mă. Da? Intră între cele două stânci. Are loc. Hai că cape. Hai că știu că poți. E o situație mai complicată, pentru că acum ajunge feriul în port și avem 11 minute jumate, cam aproximativ, până la celălalt ferii și avem 17 km și două localități. Deci nu știu dacă o să reușim, că nu sunt sincronizate între ele, sunt foarte prost sincronizate. M-am zis și ăsta, l-am pierdut cu 2 minute, să zic. Înainte să ajungem noi, el atunci plecase. Deci e super prost. Măcar mă 5-10 minute lasă-l un pic între ele. Să aibă omul timp. Da, ne-au rămas 11 minute jumate. Cursa începe... Acum! Și mai avem un italian cu noi. Să sperăm că n-avem radare, poliție. Problema care? Dacă nu-l prindem pe ăsta în 12 minute, 11 minute cât o mai rămas, într-o oră 20 e ălalalt. Și aia deja e mult. Aici avem limită de 60. Mergem cu 70. Hai că nu-mi trebuie o amendă de 800 de euro. Ăla, 16 km până la Andalandasan, fras, cum îi zice. Hai, dar uitați ce vreme avem. Hai că e localitate. Uite, 50 la oră. E treaba asta. Dar nu-i nimeni, uitați-vă că nu-i nimeni, sunt numai eu și cu italianul pe drum. Tot e închis, magazinele sunt închise, tot deja la ora asta. E ora 8.20. Mai avem 10 minute pe 15 km. 70. Hai că 70 deja e bun. Ai 9 minute. Bine, închid și ne auzim direct la ferii, că nu avem ce să vă arătăm prea mult de pe drum. Țineți-ne pumnii. În câteva secunde aflați dacă am ajuns. Mai avem 2,4 km și este ora 20.29. Partea bună e că vedem feriul pe mare. Uite-l! Uite-l! Până descarcă, până ajunge. Deci întârzie și el un pic. Ca norocul, că altfel nu l-am fi prins. Dacă era conform calendarului, orarului, nu l-am fi prins. Hai, dar ce fain a fost drumul până aici. Oi, 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 oi. Mai 1,5 km. Adrenalină. Uite, ca norocul că a întârziat, e bea fain. Vatmanul de la vapor. Conductorul de tren, ce e el acolo? Capitan, șef. E băiat fain. Uite-l. Uite-l. Ce atmosferă, ce încheiere de zi. Bine, mai avem de aici vreo 25 de km, 30. Trebuie să-și alimentăm în Broniosund. Și de acolo trebuie să mergem pe o mică insuliță. Ne așteaptă oamenii. Dreapta și am ajuns 400 de metri în Andalaswagen sunt ceva. Și am făcut-o și pe asta. We had luck with the captain that has not arrived in time.
He was drunk. Perfect. It's 31. Yes, 32, yes. It was drunk maybe and he drives slowly. Perfect. Uite-l că a venit, am ajuns cu 4 minute înaintea lui. La marele fix. Thank you. Și ne-am îmbarcat pe ultimul ferry pe ziua de astăzi. El e tipul din Italia, uite-l ce tare e tipul. Deci că e Iisus, le avea fain. Am ajuns pe partea cealaltă, în Horn. În Hornul lui Moș Crăciun. Și putem să pornim motoarele. Să vedem dacă ne lasă să ieșim imediat după mașina asta gri. Că după aia mai am pe asta lângă mine. Nu știm exact ordinea. Că noi suntem un pic înghesuiți aici, în partea stângă. Avem un Insta făcut chiar la plecare. Cine se ia? Uite ce frumos. Asta e chiar plecarea. Uite ce peisaj am avut. Și acum e sosirea. Și de aici mai avem 14 km până în Broniosund. Mă duc să alimentez la un Shell. Și de acolo încă 12 km până la Mariana acasă. Bye! Thank you. Și uite, asta a fost debarcarea de pe ultimul ferry din Bronnoi. Ce atmosferă superbă de apus. De acum apare acest apus constant, e ora 9. Direcția benzinărie. Ne plimbăm prin Broniosund sunt de ceva timp. De vreo 3 km am intrat și uite, am selectat un Shell din ăsta mai mare, care teoretic ar trebui să ne fie ok, că am mai găsit și alte benzinării mai micuțe din astea automate cu self pay, dar ăsta cred că e cu om. Nu știu, hai să vedem. Uite, omul e înăuntru. Încercăm să vedem dacă putem plăti așa, dacă nu, înăuntru. S-ar putea iară să nu-mi ia cardul. Vedem. Am alimentat de 27 de euro, 14 litri și vreo 200 am băgat la, cred că, 280 de kilometri. Și am ieșit deja din Broniosund sunt. Ne îndreptăm spre o mică insuliță, peninsulă, cumva. Mai avem 6 km și gata ziua de astăzi. Deci lungă, dar faină, 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 plină, plină de nebunii, de aventură, de nou, de frumos. Și ne apropiem încet de locație. E superbă zona, așa simplă, așa un pic ca la țară, cumva, oamenii. Se vedeau că munceau terenul, am văzut căprioare, vaci, oi. Era ca o mică delta, o baltă plin cu rațe. Am uitat aici e cartierul. A intrat pe insulă, o peninsulă de fapt. Și uite-te ce fain e. Uite ce superbă e căsuța aia acolo, aia și cu gri și aia cu roșu. Și aici șansele sunt foarte mari să te întâlnești cu elani, cu cerbi. Trebuie avut grijă. Uite ce retrasă e peste tot apa. Peste tot e așa secat. O blondă faină la volan. Vai, și ne așteaptă apusul. Că am ajuns bine. Ceau la voi! Nu-i bine așa, încurc? Numai să nu te duci în beci. Nu, nu mă duc.
Bună seara, bine ați venit! Marina! Am nicio problemă. Ce-au la voi? Mâinile și fața. Unde le-ai uitat? Pe vapor sau? Nu! Cum ziceam, ce fain e zona aici la voi. Plin de animale, căprioarele alea faine acolo, îngrădite. Acolo e crescătorie. Foarte fain. E fermă.